Elena Rotaro, femeie de 51 de ani din România, locuitoare a orașului Catania din Italia, a fost afectată de recenta suspendare a venitului de cetățenie, anunțată printr-un mesaj primit de la Institutul Național de Asigurări Sociale. Potrivit relatărilor, ea a rămas fără surse de venit, iar povestea sa tristă aduce în prim plan impactul acestor măsuri asupra unor familii vulnerabile. Elena, care locuiește în Italia de 23 de ani, s-a confruntat cu dificultăți în a-și găsi un loc de muncă stabil și bine plătit. A muncit ilegal într-un magazin de mobilă timp de 15 ani, iar în urmă cu aproximativ un an a fost concediată. Deși a încercat să se angajeze legal, nu a reușit să-și găsească un loc de muncă potrivit, cu diploma sa de tehnician dentar, obținut în România. După o perioadă de căutări nereușite de muncă, Elena a fost nevoită să apeleze la venitul de cetățenie. În octombrie 2022, obținând 668 de euro lunari, incluzând contribuția pentru fica sa minoră, în vârstă de 18 ani. Totuși, acum cu suspendarea acestui venit, Elena se află într-o situație dificilă, fiind în imposibilitatea de a susține financiar familia. Deși a căutat soluții la Job Center și la alte instituții, nu a găsit nicio ofertă de muncă potrivită, iar sacardului social înființat de guvernul Meloni pentru ajutorarea familiilor lor nevoia și a făcut situația și mai grea. În contextul acestor dificultăți financiare, Elena a fost sprijinită de mama sa, care a rămas în România. Fapt ce a determinat-o să declare că situația este mai puțin obișnuită. Ea speră că în viitor lucrurile se vor îmbunătăți și că va putea găsi un loc de muncă stabil și legal pentru a-și asigura traiul ei și al fiicei sale. De fapt, la un moment dat m-au angajat legal. Am lucrat cu un contract de muncă doi ani, apoi m am mutat la negru, spune ea. Patronii au decis să țină doar tinerii în magazin. Nici nu sper să mai găsesc de lucru ca vânzător, dar nici măcar în curățenie. Chiar și în curățenie este dificil. După pandemie, în vremuri de dificultate economică, familiile încearcă să aibă grijă singure de bătrâni. Nu am avut niciodată ocazia să aplic pentru cetățenia italiană, pentru că trebuie să dovedești că ai un anumit venit. Și cum să o dovedesc fără să fiu în regulă, explică Elena. Relatează mesajul.ro